Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Bine v-am regăsit la un nou episod! Vreau să vă urez în primul rând Paște fericit alături de cei dragi! Sunt aici alături de Houdini! Salutare! Și avem o masă pregătită cu cele trebuincioase de Pașca, să zic așa. Bine, partea delicioasă a lucrurilor, cea foarte dulce și o să vi le prezentăm imediat pe rând. Dar avem o surpriză, am creat acest mega box imens și dacă sunteți curioși să vedeți ce poate pica de Paște din acest mega box imens, rămâneți până la finalul episodului. Nu uitați să distribuiți la toți prietenii voștri, la cățel, la pisică, la purcel, la colegul din clasă, la fata de care vă place, la mama, la tata, la toată familia. Toată lumea să afle de acest super episod. Sper că vă place. Rupeți butonul de like, share, subscribe. Neapărat ca să fiți vulpițe și vulpișori. Houdini, hai să le prezentăm pe rând toate obiectele de pe masă. Haide, Foxy, să vedem cu ce începem. Deci un megaboxul bănuiesc că l-ai filmat. Da, e primul, e aici în mijloc. Deci m-am apucat și am stat și l-am desenat așa super rapid. Am pus și această steluță. Emblema de la Brawl Stars, pentru că este un lucru care mă reprezintă foarte mult, mă joc foarte mult acest joc și cu siguranță și vouă vă place. Acum trecem la coșuleț. Oh, ia să vedem aici coșulețul, Foxy. Pot să apropii ca să se vadă mai bine. Avem aici un iepuraș foarte cute. Avem așa o ușoare din acestea decorative. Puișor, ia uite ce puișor micuț aici. Drăguț puișorii. Ia uite, un iepuraș, ouă pestrițe, alți iepurași, o grămadă de fân și verdeață și floricele. Drăguț, mamă, ce ornament frumos. Super, și dacă treci mai sus, o să ajungeți la partea dulce a lucrurilor. Ia să vedem, mamă. Avem aici o grămadă de brioșe de ciocolată. Acestea sunt făcute de către mama lui Houdini. De către tanti soacra. Da, am zis că încă nu le mănânc. Dar am vrut să vă arătăm cam ce dulciuri avem noi de Paști. Eu sunt cu dulciurile, la fel și Houdini. Și acum eu zic să trecem la coșul din partea cealaltă. Ia să vedem. Oh, încă un coșuleț din ăsta roșu, așa, ia uite, cu iepuraș, cu ouă. Ouăle de Paști vopsite roșu, avem acest albastru versui. Mai avem aici tot așa o ușoare din acestea. Ia să vedem, mamă, sunt de ciocolată, nu? Sunt decorative, dar sunt de ciocolată, practic, le poți mânca. Acesta e puraj tot de ciocolată. Avem drăguț. Avem și o lalia roșie, Houdini, să le arăți laliaua noastră roșie. Ia să vedem, mamă, ia uite ce frumoasă e. Asta este proaspătă smulsă din grădină pentru acest clip, deci vă rugăm să apreciați. Pentru că această plantă minunată s-a sacrificat pentru voi. Aoleo! Așa, și aici, mamă, aici este o prăjitură, surpriză. Cred că este pădurea neagră. E posibil, așa-i? Nu știu, habar n-am, nu mă pricep. Eu știu doar să le mănânc. Deci aceste bunătăți sunt făcute de către mama lui Houdini și am zis, băi, ce frumoase sunt, și am zis să vă arătăm și să ne scrieți acolo în comentarii voi ce preparate culinare din acestea super delicioase v-a făcut mama sau ați făcut chiar voi de Paști. Sunt curioasă să scrieți acolo în comentarii. Și acum a ajuns momentul decisiv al clipului, acela în care o să scot acest mega box și o să vedeți ce se află dedesubt. Stai să mă duc mai sus așa, Foxy. Deci dacă n-ați rupt butonul de like până acum, aștept fix 5 secunde. Și o să număr. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rupeți butonul de like și vă mulțumesc pentru că faceți treaba asta și mă susțineți. Vă pup, dragilor. Și, Houdini, ești pregătit? Da, eu sunt pregătit, Foxy. Deci, ce poate pica din mega box în viața reală? De Paște. De Paște, așa-i. Hai să vedem. Hai, deschide mega box-ul, Foxy, și... mamă, ce de gemuri! Mamă, o grămadă de gemuri! Mamă! Sub formă de ouă de Paște. Dar văd și o legendară aici, ia uite! Opa, mi-a picat o legendară cu skin! Mamă, ce fain! Opa, deci avem o legendară cu skin, nice!
Așa, avem ouă din acestea de Paște, un nou roșu. Oh, drăguțe, drăguțe. Va trebui să dăm cioc, o să dau așa simbolic. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Aoleo, era să le spargi. Așa. Și unul așa albastru verzui. Mamă, e fain și ăsta, Foxy, sincer zic. Da, și o grămadă de ouășoare din acestea. Acestea. Bine, ăștia sunt bănuții, nu? Da. Bănuții și gemurile. Gemurile, ia numără să vedem câte gemuri avem aici. Acestea verzi sunt gemurile și avem 1, 2, 3, 4, 5. Stai că n-am numărat bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gemuri. 14 gemuri! Mamă, hai că strângem din skin. Asta zic și eu. Și bănuții, să vedem câți bănuții au picat. 1, 2, 3, 4, 5, îi punem și pe aceștia 6, 7, 8, 9, 10. 10 bănuți ăla ai! Uhuu! Iar acestea 3 mari sunt gadgeturi. Da, am înțeles, și-au picat 3 gadgeturi? Da. Mamă, păi ăsta e generos rău. Dar iar partea se mai vede ceva acolo acestea, sub. Acestea cupru sunt star power. Am înțeles, parcă se mai vede ceva acolo sub. O să facem loc, să vedem. Opa, ne-au picat niște cărți. Hai să vedem. Ia să vedem. Ce scrie pe ele? Ce este Carl, dar se numește Poco și este rar. What? What? De ce se numește Poco? Nu știu. Ce este acesta? Penny, ia uite-o pe Penny, care e roza, de fapt, și este epic, am înțeles. Aoleu, cât de greșit. Uite! Ăsta e skin-ul gratis de pe Ricochet, da. De pe Rico Brico. Ăsta? Ăsta e Crow, legendara, deja l-a mai picat toată, dar zice că e super rar. Ce zici de asta, Foxy? Doamne, doamne, n-are cum. Hai că se pricep cei care au făcut cărțile astea. Shelly, care este rar. Shelly, okay. Oricum, pică automat, nu? Adică ți-o chiar dă pe Shelly de la început, nu? Prima dată o ai pe Shelly. Da. Și acum poți să faci turul la toată masa. Hai să vedem din nou. Deci avem aici o grămadă de gemuri, o grămadă de bănuți, o grămadă de gadgeturi, o grămadă de cărți, o grămadă de legendare. Hai că avem o grămadă, o singură legendară. Stai să filmez de aproape, ia uite așa. L-avem aici pe Crow, piratul cel teribil. Și este și cu skin. Da, nice. Ia uite, băi, ce față are, băi, Crow. Băi, e supărat, Crow. Mamă, că am ajuns până în nasul lui, gata, mă depărtez. Avem aici coșul acesta frumos cu dulciuri și cu puișori. Bam, vă mai dau așa o tură frumos, să vedeți. Și să ne scrieți ce ați primit voi sau ce ați făcut voi de Paște. Exact, ce aranjamente ați făcut, ce mâncărică ați făcut. Avem una bucată la lea aici. Proaspătă smulsă din grădină. Da, proaspătă. Avem aici o prăjiturică, care cu siguranță este super bună. Miam. Compot de vișine, nebunii, mamă, de-abia aștept. Avem aici mega box-ul, ia uite-l. Opa, așa frumos de el. Avem mega box-ul, avem ceva bunătate aici, ia uite. Mamă, cum arată brioșele acestea. Brioșele astea. Menționăm că nu sunt cumpărate, sunt făcute la cuptor. Da, sunt făcute la cuptor. Deci au ieșit super tari pentru unele care nu sunt cumpărate. Chiar parau fi cumpărate, dar sunt făcute la cuptor. Adevărat, super bun. Și mai avem aici coșul ăsta, care și el este super frumos. Ia uitați-vă aici, avem puișori, avem ouă, avem un iepuraș aici care este alb și are urechile, zici că-s din pânză sau ceva. Oare cum arată Crău dacă îl băgăm aici, nu lângă știu, iepuraș? Ia pune-l acolo să vedem, Foxy. Lângă iepuraș. Mamă, stai, pune-l puțin mai pe spate, că nu-l prea văd așa bine. Așa. Perfect. Ia uite, bă, ce bine stă lângă iepuraș. Mamă, chiar îi stă bine. Așa, e și cu o grămadă de puișori. Da, stai să-l apropii puțin mai deci, tare. Deci, care-i faza Crău? Se simte în largul lui cu atâția puișori. La urmă și el este o pasăre, știi? Da, doar că este o pasăre mai dubioasă, ca să zic așa, pentru care are puteri. Nice. Și, ia uite aici gemurile, iară. Aici avem pe Shelly, care este rară, să nu mai zic de restul. Da, deci aceste gemuri se pot mânca, pentru că sunt de ciocolată. Deci cam acesta a fost episodul, sper că v-ați distrat alături de noi. Vă urez încă o dată Paște fericit alături de cei dragi. Hristos a înviat. Adevărat a înviat, să zice Houdini. Adevărat a înviat. Nu
uitați să rupeți în continuare butonul de subscribe, să mă susține, să-mi dați un mare follow pe foxy.insta. Vă pup și ne reauzim data viitoare. Nu uitați să lăsați acolo o grămadă de comentarii. Promit că vă dau la fiecare inimioare și o să vă citesc comentariile cu ce preparate și ce decoruri ați făcut împreună de Paști. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și pentru că ne-am simțit bine împreună. Eu așa sper, nu? Adevărat, da. Pa, pa! Pa, pa!